Og Mandino, cel mai vestit vânzător din lume. Pergamentul numărul 2. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Acesta este cel mai mare secret al succesului dintre cele ce se pot spune. Un braț figuros poate sparge un scut și chiar să ia viața cuiva, însă doar nevăzuta putere a iubirii poate deschide inimile oamenilor. Și până când nu voi stăpâni această artă, nu voi fi mai mult decât un negustor de mărunțișuri din piață. Voi face din iubire cea mai puternică armă și niciunul dintre cei pe care voi provoca nu se va putea apăra de forța ei. Argumentele mele i-ar putea contrazice. Vorbele mele i-ar putea face bănuitori. Veșmintele mele i-ar putea face să mă dezaprobe. Fața mea i-ar putea face să mă suspecteze. Totuși, iubirea mea va topi toate inimile, ca un soare, ale cărui raze înmoaie și cel mai rece pământ. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Și cum o să fac asta? De acum înainte, privi voi toate lucrurile cu iubire și mă voi naște din nou. Voi iubi soarele, pentru că îmi încălzește oasele. Voi iubi și ploaia, pentru că îmi curăță spiritul. Voi iubi lumina, pentru că îmi arată calea. Voi iubi și întunericul, pentru că îmi arată stelele. Voi spune bun venit fericirii, pentru că mă face mărinimos. Și voi îndura și tristețea, pentru că îmi deschide sufletul. Voi aprecia recompensele, pentru că ele mi se cuvin. Voi spune bun venit și pierderilor, pentru că ele sunt cele ce mă încearcă. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Și cum voi vorbi? Îmi voi lăuda dușmanii și ei îmi vor deveni prieteni. Îmi voi încuraja prietenii și ei îmi vor deveni frați. Și voi căuta întotdeauna motive să laud. Niciodată nu îmi voi găsi scuze să bârfesc. Când voi fi tentat să critic, îmi voi mușca limba. Când voi merge la rugăciune, voi striga din rărunchi. Oare ceea ce spun păsările, vântul, marea și întreaga natură nu este o rugăciune pentru Creator? Nu pot vorbi și eu creaturilor Lui în aceeași fel? De acum înainte îmi voi aminti acest secret, iar El îmi va schimba viața. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Și cum voi face? Voi iubi toate felurile de oameni, pentru că fiecare dintre ei are calități ce merită admirate, chiar dacă uneori sunt ascunse. Cu iubire voi sfârma zidul de suspiciune și ură pe care și l-au construit în jurul inimilor și în loc voi construi poduri, astfel ca iubirea mea să intre în sufletul lor. Voi iubi ambițioșii pentru că ei mă pot inspira. Îi voi iubi pe cei ce eșuează pentru că ei mă pot învăța. Voi iubi regii pentru că ei sunt totuși oameni. Îi voi iubi pe cei umili pentru că ei sunt divini. Îi voi iubi pe cei bogați pentru că sunt totuși singuri. Îi voi iubi pe cei săraci pentru că sunt atât de mulți. Îi voi iubi pe cei tineri pentru credința pe care o au. Îi voi iubi pe cei bătrâni pentru înțelepciunea pe care ți-o dăruiesc. Îi voi iubi pe cei frumoși pentru ochii lor plini de tristețe. Îi voi iubi pe cei urâți pentru sufletul lor împăcat. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Dar cum voi întâmpina reacțiile celorlalți? Cu iubire. Tot așa cum iubirea este arma cu care deschid inimile oamenilor, iubirea este și scutul care respinge săgețile urii și sulițele furiei.
Răutatea și descurajarea se vor izbi de noul meu scut și vor deveni mai moi decât ploaia. Scutul mă va proteja în mijlocul pieței și mă va sprijini când voi fi singur. Îmi va descreți fruntea în momentele de disperare și mă va calma când voi fi exaltat. Voi deveni mai puternic și mă voi apăra cu folos până într-o zi când mă voi descotorosi de frică și voi merge nestingherit printre tot felul de oameni, iar când aceasta se va întâmpla, numele meu va fi înălțat în piramida vieții. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Și cum îi voi înfrunta pe cei pe care îi voi întâlni? Într-un singur fel, în liniște și spunându-le în sinea mea, te iubesc. Astfel spuse, în liniște, aceste cuvinte vor străluci în ochii mei. Sprâncenele mele se vor descreți. Zâmbetul îmi va reveni pe buze și vocea mea va deveni mai sonoră, iar inima lui se va deschide. Și cine va fi acela care va mai spune nu mărfurilor mele, când inima lui va simți dragostea? Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. Și cel mai mult mă voi iubi pe mine însumi. Atunci voi fi plin de zel în a cerceta orice intră în trupul, în mintea și în sufletul meu. Niciodată nu voi fi prea îngăduitor cu cererile trupului, ci mai degrabă voi avea grijă de el prin curățenie și moderație. Nu-i voi permite vreodată minții mele să fie atrasă de rău sau deznădejde, ci mai degrabă o voi înălța la cunoașterea și înțelepciunea celor vechi. Nu voi permite vreodată sufletului meu să se simtă mulțumit și satisfăcut de sine, ci mai degrabă îl voi hrăni cu meditație și rugăciune. Nu voi permite inimii mele să devină amărâtă și mică, ci mai degrabă o voi deschide tuturor, iar ea va crește și va încălzi pământul. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă. De acum înainte, iubi voi omenirea întreagă. Din această clipă voi arunca din mine orice ură, pentru că nu am timp de ură, ci doar de iubire. De astăzi voi face primul pas pentru a deveni un om între oameni. Cu iubire îmi voi crește însutit vânzările și voi deveni un mare vânzător. Chiar dacă n-aș avea alte calități, pot reuși doar prin dragoste. Fără ea, chiar dacă aș avea toată cunoașterea și toată istețimea din lume, voi eșua. Voi întâmpina această zi cu iubire în inimă.